Curățenia la locul de muncă e cea mai importantă, mai ales vinerea dimineața. Ioi, tricou, cu tricou ștergeam eu masa, vai ce butaforie. Eu am soacră, care este superputerea ta? Știți, de pe Scalware puteți să comandați aceste tricouri impermeabile și extraordinare, iar pe Buy Me a Coffee să primești o cafea bună de la voi, așa cum este cea din ceașca de azi. Da, mulțumesc frumos, Izabela. Și mulțumesc frumos baritonului Marius Chiorean de la Opera Națională, care mi-a oferit și el o cafea. Mulțumesc! Mâncare bună săptămâna asta, se vede pe fălcuțe. Ioi, zici că am doi purceluși. Cui e frică de lup? Ce rău, lup, ce rău, mâncare bună, mă! CFR campioană, a patra oară în linie. Cum ori tratat, cum ori titrat ăștia de la București. CFR a devenit campioana provinciei. Mă, să vă fie rușine, să vă fie de la obraz. Soacra a jubilat. Am prins 7 titluri de campioană pentru CFR. Eu sper să mai prindă încă 7 titluri, dar dacă se dau 3 într-un an, e foarte bine, că dacă se prind din 3 în 3 ani, om m-am făcut. Nu contează și pe care a zis, bă, soacra lui Bendea a făcut drăciile astea, că atunci când intră CFR-ul, intră draci în echipă, înțelegi? Băi, eu nu vreau titlul. Și a zis Becali. La 62 de ani, mă, la 62 de ani te gândești că mai ai 3 ani până la pensie, dacă ești bugetar la stat, dar dacă ești Becali, zice așa, nu contează, le iau pe ăla, pe ăla, eu nu vreau titlul, eu vreau bani. Și de hăhăitul lui nu s-a auzit de performanța lui Robert Glință. Felicitări, Robert, bravo, te așteptăm în podcast. Știți că noi miercurea facem podcast și vinerea dimineața e cafeaua de după. Robert Glință a luat pentru prima dată în istoria notului românesc locul întâi pe Europa la not spate. O știre așa micuță, micuță, trecută cu vederea. El a luat locul 1 la not spate, noi suntem obișnuiți cu treburile făcute pe la spate, pe la spate, ca așa vor, ca așa vor, ăia răi. Doamna Dăncilă, da, angajată la BNR, soțul la Transgaz, băiatul la Curtea de Conturi. He, 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 make a photo. Deci, suc din banii noștri, da? Nicio problemă cu doamna Dăncilă, dar problema e la canalizare la Banca Națională a României. Bă, nu știu ce o fi făcut doamna Dăncilă, dar de 1,5 milioane e nevoit Isărescu să renoveze instalațiile sanitare. Eu știam eu pe Jul din Florești, care făcea la un preț modic de 4 milioane de euro, dar totul să dai 1,5 milioane de euro ca să renovezi instalațiile sanitare și canalizarea, o venit de o săptămână doamna Dăncilă să o funda canalizarea la BNR. Cu ce? Nu cred că s-a înfundat cu materia ei cenușie. Dar o luat, o văzut acolo, un voștoloc, mă, o tuflă de euro. Și nu știu ce e. O crezut că sunt decupate din urzica, că dânsa dacă nu vede lei, euro zice că nu-s bun. Eu aruncat, pac, s-a înfundat canalizarea. Dar destul despre doamna Dăncilă, că o avem și pe doamna Anca Dragu, șefa Senatului. A fost în vizită în județul Sălaj, a zis că i-a plăcut și a scris pe Facebook, a pus o poză și a scris, zice, minunat m-am simțit în județul Zalău. În Zalău, ha, ha! În Zalău, doamna Anca Dragu, imediat Cioloșul zice, tu Anca Dragu, cât e dragă, mi-e hit, totuși, eu sunt din Pericei, județul Sălaj, nu din Zalău, nu, fără nicio legătură, în Thailanda se dă câte o vacă pe cap de om vaccinat. Deci, trenul vine din Thailanda, așa la 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 la, te vaccinezi și ți se dă o vacă. Câțiva tailandezi au zis, zice, încă una. Noi ne vaccinăm de plăcere în România. Știți știrea asta? Dacă nu știți, vă spun eu, cu tipul ăla, cu românul ăla, care și-a făcut vaccinul, și-a făcut rapelul, și-a mers și-a treia oară. Și-a făcut vaccinul, rapelul, și-a mers și-a treia oară la vaccin. Zice, de ce ați mers? Zice, mă durea un picior. După al doilea vaccin, nu m-a mai durut. După al treilea vaccin am început să văd mai bine, ceea ce nu știu e de bine sau de rău. Se vaccinează în drace, în unele județe. Dar alea codașe care sunt? Covasna? Mă rog, în Covasna, la rapel te duci să-ți facă vaccinul ursul. Botșaniu, Vasluiu, Sceava, astea sunt la coda clasamentului. Și dacă mai zicem așa că s-a dat publicității un sondaj de opinie care spune că în zonele alea PSD-ul e în preferințele electoratului cu 36%, ce mai poți să faci decât să bei o cafea de pe site-ul buymeacoffee.com, Nicu Bendea, se rumâna Izabela. Mulțumesc, Marius! Soacră mea, da, soacră mea, tricouri eu fac cu ea,
Tricouri, eu fac cu ea, mă, că mai scrieți câte unul. Băi, cerșetorule de like-uri, numai pe Socrăț ai putut-o pune, dar nu vedeți ce bine arată. Ce mălcuță aici, uitați-vă la ea, uitați-vă, cu budigăi ăștia, cu... Tricou de pe scholar.com. Știți voi. Da. S-a inaugurat un oficiu poștal în Târgu Mureș. S-a renovat, o venit șeful poștei române, întâmpinat cu fanfară, cu covor roșu, cu sare și cu piper și cu un sobor de preoți. Și la sfârșit au făcut toți o poștă. Părintele Pomohaciu a apărut, zice, se poate, se poate. Părintele Pomohaci este primul beneficiar al unei noi legi dată de justiția română, căci că el, ca să se scape de anul ăla de închisoare cu suspendare, o dat 40.000 de lei, 400 de milioane, ca să fie curat și fără nicio pată. Că drajniți mie legile, că-mi spală păcatile, mă. Ce înseamnă 40.000 de lei? Vă 3 cântări la zilele orașului și vă 2 berbecuți împungaci vânduți. Părințile Pomohaș, haș, haș, baș, haș, haș, vrei să te lași sau nu vrei să te lași, po, mo, da. Ha, uite că a scăpat. Păi zice, mai fac eu niște ilegalități dacă pac, pac, dau banii ăștia, tichitaia, că Barcelona. Unde să te duci din țara asta? Să pleci departe, pleci pe Marte? Vedeți că nici lui Smiley nu i-a ieșit, cu nimeric cu Gina Pistol și acum schimbă scutece. Ți-a plăcut să mănânci pește, Smiley? Acum leagănă și crește, Smiley. Ți-a plăcut să mănânci caș? Acum leagănă și taci. Ți-a plăcut să mănânci caș, Smiley? Pe Marte, auzi? A ajuns și un rover chinezesc pe Marte. Prima dată a ajuns roverul american, la ce o trimis? Selfie-uri, video-uri, chestii editate, zici că era roșu la butoane, roverul american. O mers pe Marte roverul chinezesc, o trimis o poză al negru. O poză al negru! Te gândești că dacă trimiteau la noștri români un rover pe Marte, ce putea să trimite el de acolo? Selfie-uri, video-uri, aiurea. Roverul românesc suna cu taxă inversă de pe Marte. Suna, zice, băi, Mircea, tu ești, nu? Dă-mi-l pe Coste. Alo, se. Gigi, tu ești? Auzi, mă, bă, mi s-a bușit. Mi s-a bușit roverul pe Marte, mă. Bă, ce mă fac? De la celălalt capăt al firului. Fii atent. Te duci pe Calea Lactee, ajungi acolo în pe inelele lui Saturn și pe stânga ai unul care îți face roverul. Prețul corect. Streule îl cheamă, din Jucu. Roverul românesc, bă, roverul românesc extraordinar la Neversea. Neversea s-a amânat festivalul, dar la Constanța s-a depistat o încărcătură mare de marafet. Distruși ăștia, au și dat-o pe mâna poliției, că dacă nu-i festival, nu sunt festivalul. Electric Castle s-a mutat pentru la anul, Neversea s-a postponizat de Untold. Ce zice domnul Boc de Untold? Nu zice nimic domnul Boc pentru că e preocupat acum să-l susțină pe Câțu. Câțu vine în Cluj la Poc în fiecare weekend și ia meditații de la domnul primar Boc. Că vrea să ajungă președintele PNL-ului. Domnul primar Boc a zis că Florin Câțu e omul care ar trebui să ajungă în fruntea PNL-ului. Ce a zis Ludovic Orban? I se rupe lui Orban, că a făcut 5, 6, 7 de ani de viață și de când nu a făcut nimic în viață. E numai cu politică, cu astea. Și-o tras un chef iară la Parlament, mă. Iar a fost presa pe el. Zice, mi-am chemat câțiva colegi, le-am dat niște sandvișuri făcute de soția mea și atunci cum să le pretind să aibă mască pe figură? Plec departe, plec departe. Primul zbor din România în Amsterdam se inaugurează de pe aeroportul Avram Iancule Mare din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Amsterdam. Pe dacă le-o luat marafetul de la Constanța, ni, unde să margă? Egiptul, nu râdeți, Egiptul, serios, Egiptul a renunțat la daune, la vreo jumate din daunele pretinse pentru blocarea canalului Suez, știți? Vreau zis egiptenii, băi, nu ne mai trebuie daune, că vin turiștii români. Sunt suficienți turiști români ca să ne scoatem părleala. Vineri, ziua internațională a burgerului. Nu exagerați. Doriți un burger bun? Comandați de la atelierul de pizza din Florești. Dacă sunteți din alte zone ale țării, faceți 4 mici și bine. Tricou cu soacra de pe Schoolwear, cafelusa de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Weekend plăcut și toate cele bune. Rămâneți pe canal!